Dacă folosim masca în mod corect, coronavirus poate fi, să zicem, oprit dacă noi discutăm, dialogăm, stăm în metrou. Eu merg cu metrou în fiecare dimineață și mă întreb dacă aș avea mască, aș fi mai protejată de un eventual personaj care poate fi infectat cu coronavirus? Ați fi mai protejată. Dar nu tot. Dar nu ați fi protejată 100%. Poarta de intrare a virusului o reprezintă mucoasa respiratorie. Nasul. Nasul. Acolo tragem aer în piept, acolo băgăm tot ce este în jurul nostru, tot în piept. Prin urmare, dacă vrem să ne protejăm de un virus cu transmitere respiratorie, masca este o bună variantă. Pe de altă parte, nu trebuie uitat că există porți de intrare secundare, cum ar fi mucoasa bucală și faringeană și mucoasa conjunctivală. A ochilor. Da, a ochilor. Prin urmare, ochelariștii au un plus de protecție din punctul ăsta de vedere. Dacă purtați ochelari, bineînțeles, este un filtru suplimentar. Da, și... deci simpla ecranare mecanică pe care o face lentila ochelarului este suficientă pentru a mai scădea șansele. Dar garanție 100% numai dacă purtați non-stop echipamentul de protecție și nici atunci. Și nici atunci. Bun. Mergem către gripa autohtonă. Avem și aici o grămadă de situații complicate cu număr de persoane decedate. Pare că suntem, domnule doctor, ceva mai bine decât anul trecut și din perspectiva vaccinării, dar și din perspectiva deceselor. Anul trecut a fost, chiar dacă suntem în plină epidemie și acum. Păi asta, suntem în plină epidemie. Prin urmare, e greu de spus dacă suntem mai bine sau mai rău. Ca număr de bolnavi. Parcă anul trecut lumea era mai nepregătită. Nu cred că era mai nepregătită decât anul acesta. Poate mai indiferentă. E și ăsta un element foarte important, că s-au consumat vaccinurile mai rapid. S-au consumat vaccinurile mai rapid. A existat un număr mai mare de vaccinuri în acest an, dar nu semnificativ mai mare, poate un 10% mai multe. V-ați fi dorit un număr mai mare de vaccinuri din perspectiva specialistului? Da, mi-aș fi dorit. Pentru a împiedica o epidemie, ar trebui ca 80% dintr-o populație să fie vaccinată. Suntem departe, foarte departe. Vorbim de cele 1,5 milioane de doze pe care le asigură Ministerul Sănătății pentru categoriile la risc, fie că sunt categorii profesionale, fie că sunt categorii medicale sau de vârstă, și un număr neestimat, deocamdată nu știm cât s-au vaccinat pe cont propriu. Dar haide să considerăm că s-au vaccinat un număr egal. Sau haide să considerăm că s-a vaccinat un număr dublu. Deci tot nu ajungem decât la 4 milioane, poate 5 milioane de persoane vaccinate din populație. Bine, avem și o mentalitate deficitară deci în acest puțin, sens. În așa fel încât e prea puțin ca să putem spera că vaccinarea va opri epidemia. Măsurile în afara variantei de vaccinare, foarte important, dacă acum găsești, dacă găsești vaccinul antigripal, o altă chestiune pe care o să discutăm cu altă ocazie, dacă găsești vaccinul antigripal și te vaccinezi acum, ai termen 2 săptămâni ca să dobândești imunitatea, dar mai e util acum să vaccinezi în plină epidemie? Cât încă suntem în epidemie, vaccinarea este utilă. Asta înseamnă că în principiu ar mai fi timp, fiind în luna februarie, până pe undeva prin martie, ar fi indicat, ținând cont că anul trecut cam atunci cât ține epidemia și să vedem cum ne ajută și vremea. Ne-a ajutat pe noi toți, că n-am avut o iarnă crâncenă, păi, dar asta l-a ajutat și pe virusul gripal l-a ajutat. Dacă ar fi avut temperaturi ziua de -5 grade și noaptea de -15, gripa s-ar fi potolit.